Este vineri 13, o zi încărcată de superstiții și asociată cu ghinionul în multe culturi. De-a lungul istoriei, această dată a fost considerată nefastă, combinând numărul 13 văzut ca blestem cu ziua de vineri, care are propria reputație negativă. În creștinism, vineri este ziua răstignirii lui Iisus Hristos, iar la cina cea de taină au fost 13 persoane, contribuind la mitul ghinionului. Psihologii spun că frica de această zi are o denumire și afectează unii oameni în mod real. Chiar dacă mulți evită să treacă astăzi pe sub scări sau să vadă pisici negre, pentru alții vineri 13 este doar o zi ca oricare alta. Discutăm în continuare despre acest subiect cu psihologul Alice Klim. Bun găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru prezența la ora decisivă! Să ne fie frică de astăzi, de ziua de astăzi, de vineri 13, da sau nu? Cu siguranță nu, în niciun caz. Că există instalată o frică reală pentru unele persoane, ar fi să nu ignorăm asta și să îi încurajăm să-și normalizeze zilele și activitățile. Este adevărat că există o asociere de-a lungul istoriei. Ne uităm încă de la 1450, din momentul în care, nu știu, au apărut de pildă cărțile de tarot, unde moartea este reprezentată cu numărul 13 în mai multe forme, până la începutul secolului 21, când acest număr 13 a fost popularizat în codul lui Da Vinci. Și atunci, pentru că pare că are o simbolistică de foarte mult timp, deja astăzi, acum, chiar făceam un exercițiu, încercam să-mi amintesc când am aflat eu prima oară despre această zi nefastă, 13 și vineri. Nu mi-am adus aminte, pur și simplu am găsit-o așa, îmi place să spun, pe la bunica prin sertare. Nu facem nimic astăzi, nu punem mâna pe topoare, nu tăiem lemne sau știu eu, nu manevrăm diverse unelte, pentru că astăzi este vineri 13, ne păzim. Nu am primit niciodată nicio explicație, este adevărat că nici nu am cerut-o ca și copil, a mers așa, pur și simplu, este 13, este o zi cu ghinion, încercăm să stăm liniștiți, să nu, Doamne ferește, să nu ni se întâmple ceva. Dar cum se manifestă cei cărora le este frică de această zi? Se manifestă așa cum se manifestă orice om care are instalat orice fel de fobie. Fobia poate să aibă ca și definiție o teamă irațională care nu e ancorată, din păcate, nicio realitate. La fel cum este, de pildă, teama de înălțime. Acolo, din punct de vedere psihoterapeutic, ne uităm din această perspectivă. Nu mi este teamă de înălțime sau de munții înalți, îmi este teamă de ceea ce mi se poate întâmpla dacă pic de la înălțime. Nu mi-e teamă de apă, îmi este teamă că dacă am picat în apă, mi este frică de înnec. Și atunci, că mă înnec. Și atunci noi procesăm și îndemnăm clientul să conțină, să rămână cu această frică, să încercăm să-i găsim rădăcinile. De ce ți-e frică? Hai să vedem. Păi mi-e frică, nu știu, sunt șofer, mi-este foarte teamă să nu am un accident. Ok, și încercăm, oricât de frivol așa puțin ar însemna, ar fi, încercăm să normalizăm cumva. De ce astăzi ai putea să faci un accident și n-ai putea să faci mâine un accident? Doamne ferește, bineînțeles. Este o zi ca oricare alta și accidentele se întâmplă, fricile sunt reale, există, însă undeva le-am căpătat pentru că din punct de vedere al provocărilor emoționale ne-am aliniat cu o persoană în a cărei grijă eram. Există o probabilitate foarte mare ca în mediul în care am crescut sau prin educația pe care am primit-o, spuneam de la bunica, dacă am crescut că 13 este cu ghinion, e cu ghinion, stăm acasă, nu facem nimic. Înțeleg că vineri 13 e chiar mai rău decât marți 13. Da, vineri 13 vine, are și o denumire specială, sper să pronunț corect, se numește Paraschevi Teca Triafobia, este fobia de vineri 13. E la fel, nu se, din punct de vedere psihologic și din punct de vedere al provocărilor emoționale nu se întâmplă nimic, că este marți 13 sau vineri 13 sau că este miercuri. Pur și simplu sunt niște frici pe care le căpătăm, a căror
ancoră nu există nicăieri în realitatea noastră per se. Și din punct, spuneam și repet, este important, din punct de vedere psihoterapeutic încercăm să procesăm ce se întâmplă în mod real, care este frica. Ea nu e niciodată, nu mi-e frică pentru că mi-e frică, mi-e frică pentru că undeva am înțeles că mi se va întâmpla ceva. Deci de consecințe ne e frică. De consecințe, exact. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru comentarii. Alice Klim, psiholog, prezent la Ora Decisivă. Numai bine! Cu drag!